Astăzi după amiază, mai mulți copii se aflau la un loc de joacă de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. La un moment dat și-a făcut apariția un individ care s-a deschiat la pantaloni și a început să facă semne obscene chiar în fața copiilor. O femeie a văzut toată întâmplarea și a strigat la el. Bărbatul a încercat să scape, dar a fost pus la pământ de trecători. A aruncat practic cu sacoșa de gunoi după el. Că a alergat omul după el și a zis, prinde-l, l-am. N-aveam, dacă mă băgam în fața lui, mă lua pe bicicletă și am aruncat gunoi, nu aveam ce să-i fac. Și asta a fost. Practic, ce ai auzit că a făcut? S-a venit o femeie după și a zis că în fața copilului să masturbați, făcea prostii. Am vrut să-l bat prima dată, dar m-am abținut. Bărbatul neagă acuzațiile care îi se aduc, chiar dacă polițiștii locali l-au găsit într-o poziție compromițătoare. Făceam livuri și că făceam... Dacă nu mă pentru credeci, dacă nu mă de credeci, fapt, vei fi sancționat contravențional, conform legii 61. Dar cum puteți să faceți asemenea gesturi în fața copiilor, în fața fetițelor? Dar cine a făcut-o în fața copiilor? Păi copiii așa spun, că care făceați copii? Anumite gesturi, anumite semne. V-ați dezbrăcat sau nu în fața copiilor? Cum să mă dezbrac? Aveți copii? Nu. Dar cum puteți să faceți așa ceva în fața unui copil? Domn. Nici la prăvac, nu, uitați, nu sunt dischia. Sau... Cetățenii și copiii din zonă spun altceva, da? Nu mai clar. Iar colegul meu, când v-a depistat acolo, erați într-o poziție indecentă. Vă rog frumos, urcați-mă așa. Da. Polițiștii locali au ajuns imediat la fața locului și l-au ridicat pe bărbat. Acesta a fost dus la spital și va fi supus unei expertize psihiatrice. Polițiștii locali care efectuau serviciu de patrulare pe bulevardul Nicolae Bălcescu din municipiul Buzău au fost sesizați de către un cetățean cu privire la faptul că la un loc de joacă pentru copii o persoană făcea gesturi obscene. A fost oprit, legitimat și condus la sediul poliției locale pentru cercetări. Locatarii din zonă spun că nu este prima dată când se confruntă cu asemenea situații. Tocmai de aceea polițiștii au declarat că vor patrula mai des prin zonă.